Într-o lume în care răul nu rămâne la cuvinte, în care meschinăria e o artă pentru toți, omul harnic și cu minte, omul bun și drept la minte, cel ce-i dornic de schimbare, este îngropat de hoți. Poate gândul să-i gândească legi mai bune, democrate și sisteme salvatoare cum în lume în cănus. Dar cât pe pământul nostru hoții au întâietate, omul drept și bun și sincer nu ajunge foarte sus. Așa e de când e țara, chinuit ne e destinul, bem din cupe aurite șoricioaica și pelinul. Tragedie, nedreptate, cum îi spune nu contează. Răul merge înainte și pe toți ne înveninează. A zâmbi, numai nebunul sau bogatul o mai face. Restul lumii chinuite stă cu capul în mâini și tace. Se gândește, tot gândește cum să facă să-i ajungă un salariu mizerabil o întreagă lună lungă. De atâtea griji ce apasă de nimic nu are stare. Din efort se îmbolnăvește chiar și omul cel mai tare, ce trudește ca tâlharii care iau din tot o parte, să trăiască împărătește pe o insulă departe. Nici copiii nu mai zburdă, nu mai râd, nu se mai joacă, și în fund de mănăstire sună pustiu o toacă, însă nimeni nu o aude, căci de mult s-a depărtat omenirea de credință și de tot ce e curat. Patrioții și eroii sunt priviți precum o ciumă. Nu mai e la modă țara și nici dragostea de mumă. Tot ce e de preț în viață este banul și trufia. Este furtul și minciuna, e zadarul și prostia. Dumnezeu e prea departe. Nu îl știm și nu îl vrem. Antitei avem o groază să iubim. Noi nu putem. Pleacă oamenii în morminte cu păcate mari și grele, dar în rest o ducem bine la mai multe și mai grele.